Împărtășesc emoția de a mă afla pe scena Teatrului Marini, alături de mare actriță Elvira Popescu. Peste câteva minute, spectacolul va începe, dar înainte de a se trage cortina, doamna Elvira Popescu, răspunzând invitației noastre, dorește să spună câteva cuvinte publicului românesc în limba în care și-a început cariera, glorioasa ei carieră, pe scena Teatrului Național din București. Bună seara, doamnă. Te rog, ia loc. Mulțumesc. Cu ce ați vrea să începeți, ce ați vrea să spuneți publicului românesc la început? Vreau să-i spui că vreau să mă duc în țară cât se poate de repede, că îmi sunt foarte dragi, că niciodată sentimentele mele nu s-au schimbat, am rămas aceeași româncă și, cum spune poetul, și mi-e dor de ducă, parcă aș vrea să vie vântul să mă ia și să mă duc. Trebuie să vă spun că publicul românesc vă urmărește foarte atent activitatea, deși ați plecat de foarte mulți ani, și ar vrea să știe ce vă preocupă în momentul de față. Cum ce mă preocupă? Mă ocup toată meseria mea. Sunt directoare de două teatre. La care teatre? Teatrul Marini. Da. Și teatrul mic care este sus, care fac și cinematograf și sus și jos. Toată ziua sunt la birou, seara joc. Vreau să vin la voi în luna septembrie, nu se poate, fiindcă trebuie să reiau la locomotiv. Cred că o întrebare firească pe care v-ar pune oricine este cum se explică impecabilul dumneavoastră accent bucureștean, aș spune, după atâția ani de... Să nu faci rușinea asta, să cred că eu pot să-mi pierd limba mea românească. În sentimentele mele de bucurie, de tristețe, nu vorbesc decât românești. Spun versurile care îmi țin companie, cânt toate cântecele românești. Vezi că sunt așa de aproape legată de țara mea. Bine, doamnă, atunci vă mulțumim pentru acest interviu. Sunt sigur că publicul românesc va fi încântat că ați dorit să vă adresați. Eu le adresez tot sufletul meu, toată dragostea și gândurile mele cele mai bune. Și doresc, îmi doresc mie să vii cât se poate de repede în țară. Vă mulțumesc. Da.